Acum câțiva ani, multă zarvă a făcut invenția unui inginer păcăuan, care susținea că a realizat un motor de mașină ce funcționează cu apă. Cu doar 3 litri de apă, susținea el, mașina poate merge 5.000 de kilometri. Hai să discutăm despre acest lucru, urmărind un text scris de Cristian Român pentru revista Știință și Tehnică. Pe un binecunoscut site dedicat automobilelor, se scria în 7 august 2017 că un inginer din Bacău a inventat motorul care funcționează pe bază de hidrogen. Băcăuanul și-a pus în practică invenția atașând mașinii sale, un Cielo cumpărat la mâna a doua din Spania, un dispozitiv care funcționează cu un amestec de apă, oțet, cola sau chiar puțină urină. Mașina poate fi considerată ecologică, deoarece arde hidrogen și elimină oxigen. Acest text a fost scris oarecum neglijent. Nu are cum să nu sară în ochi faptul că motorul inginerului Băcăuan arde hidrogen și elimină oxigen, deși se învață încă de la școală că atunci când arzi hidrogen obții apă. Dar ideea principală rămâne în picioare. Un român a inventat o mașină care funcționează cu apă. Ideea unui motor cu apă nu este una tocmai nouă. În 1990, americanul Sandy Meyer breveta un motor similar. Meyer folosea o sursă de curent alternativ pentru a realiza electroliza apei. Frecvența acestui curent alternativ, spunea el, este aleasă astfel încât să producă rezonanța moleculelor de apă și astfel se consumă mai puțină energie pentru a separa, prin electroliză, hidrogenul de oxigen din apă. Se obține astfel un amestec de combustibil de oxigen și hidrogen. În anul 1992, Meyer mai obține un alt brevet de invenție, proces și aparat pentru producerea de gaz combustibil și eliberarea sporită a energiei termice din acest gaz. Conform brevetului, atomii de gaz obținuți cu dispozitivul descris în brevet, citez, sunt apoi ionizați și arși termic, eliberând astfel o cantitate de energie mai mare decât cea obținută prin arderea în aerul ambiental. Meyer a făcut și câteva demonstrații cu motorul său și susținea că poate parcurge distanța dintre Los Angeles și New York cu numai 83 litri de apă. Să nu lungim lucrurile. În 1996 a fost găsit vinovat de fraudă flagrantă de către un tribunal din Ohio, pentru că a indus în eroare doi investitori care au avut credere în motorul cu apă promovat de el. Întrebarea care se pune: este posibil un asemenea motor cu apă? Foarte simplu spus, principiul ar fi următor. Avem un dispozitiv care disociază apa în hidrogen și oxigen. Amestecul obținut este introdus în cilindrii unui motor termic cu ardere internă și, după comprimare, este aprins. În urma acestui proces rezultă energie. O parte din ea este folosită pentru deplasarea vehiculului, iar altă parte este folosită înapoi la disocierea apei. În felul acesta se obține din nou energie din apă și tot așa mai departe. Este posibil așa ceva? Răspunsul este parțial afirmativ. Da, putem disocia apa în hidrogen și oxigen. Da, putem folosi hidrogenul drept combustibil pentru un motor cu ardere internă. Dar energia obținută este mult mai mică decât cea necesară pentru disocierea apei. Deci, la următorul pas din ciclu, când vrem să disociem apa, nu mai avem suficientă energie să facem asta și motorul se va opri. Să ne reamintim că randamentul mediu al motoarelor cu ardere internă se situează undeva în jurul la 25%. Asta înseamnă că numai circa un sfert din energia consumată pentru funcționarea lor se transformă în energie utilă. De fapt, chiar dacă am preluat în întregime această energie pentru a disocia în continuare apa din rezervor în hidrogen și oxigen, tot ar fi prea puțină energie pentru a avea un proces eficient. Să nu uităm că apa este un compus chimic foarte stabil și este nevoie de mai multă energie pentru a rupe legăturile chimice din molecula de apă decât cea obținută în urma arderii hidrogenului. În concluzie, extragerea de energie mecanică utilă, urmărind ciclul descris mai sus, este imposibilă. De fapt, dacă analizăm cu puțină atenție procesul de mai sus, constatăm că avem de-a face cu un perpetuum mobile. Imaginați-vă doar că am colectat apa rezultată în urma arderii hidrogenului în cilindrii motorului și apoi o vom reintroduce în circuit. Motorul nostru cu apă ar trebui să funcționeze la nesfârșit, fără niciun aport de combustibil din exterior. Iată ce scrie un site despre motorul cu apă. Inginerul din Bacău afirmă că orice lichid s-ar pune în motor cu 3 litri se poate circula chiar și 5.000 de kilometri.
Haideți să vedem împreună cât de credibilă poate fi această susținere. Umanul a o bună parte din legile fizicii și vom accepta că motorul cu apă realizat de dânsul chiar funcționează. Într-un litru de apă avem circa 111 grame de hidrogen. În urma arderii unui kilogram de hidrogen, obținem o energie de circa 142 megajuli. Un calcul simplu ne arată că fiecare litru de apă conține o energie de circa 15 megajuli. Cam câtă energie trebuie să consumăm pentru a deplasa un vehicul pe o distanță de 100 de kilometri? Aici valorile diferă în funcție de tipul de vehicul. Pe Wikipedia putem găsi, de exemplu, că Volkswagen Polo consumă cam 130 de megajuli la 100 de kilometri. Calculele sunt atunci directe. Cu hidrogenul conținut într-un litru de apă, poți parcurge circa 11,5 km. Cu 3 litri de apă, nu poți parcurge decât 34,5 km. Oricum am luat-o, este o valoare mult mai mică decât cei 5.000 de km susținută de către inginerul Băcăuan. În ciuda acestor calcule, performanțele acestui, așa zis, motor cu apă sunt des vehiculate pe internet și în emisiuni TV. Un cunoscut realizator de emisiuni de televiziune nota pe blogul său: ne întrebăm cu siguranță cum este posibil ca o astfel de invenție să zacă neexplorată de statul român. Gândiți-vă că o astfel de invenție pune pe butuș toată industria petrolieră și nu numai. Interesele sunt uriașe, iar apa și combustibil ne-ar da nouă, oamenilor de rând, independența energetică. Cu alte cuvinte, am scăpat de sub controlul lor. Argumentele de acest tip le întâlnim la tot pasul. Cu tare sau cu tare, invenția este blocată de către o culta internațională, pentru că le afectează grav interesele. Nu zic că nu se mai întâmplă și așa, dar îndrăznim să susținem că, în cazul motorului cu apă, o culta internațională nu are niciun amestec. Vinovate sunt legile fizicii. La unul dintre comentariile negative la postarea sa, realizatorul de emisiuni TV răspundea așa: există un brevet de invenție, iar dispozitivul a fost testat pe mașină cu succes. Trebuie să o spunem, un brevet de invenție nu certifică valabilitatea unei anumite idei, ci doar noutatea ei. Iar acest lucru este valabil și pentru acest, așa zis, motor cu apă. Simplu spus, că există un brevet de invenție, nu înseamnă că aparatul brevetat chiar funcționează. Se poate breveta aproape orice, atâta timp când nu încalcă legile cunoscute ale fizicii, fără a se face demonstrații experimentale. Cât despre teste ale motorului cu apă, au fost reportaje TV, dar niciun reporter nu s-a încumetat să meargă cei 5.000 de kilometri, fie și într-un parcurs închis. Chiar așa, de ce nu s-ar organiza un test oficial la care să participe și ingineri specialiști în motoare? Nu ar fi nevoie de nimic mai mult, nici măcar de calculele de aici, care ar putea fi parțial greșite pentru a închide gura ocultei mondiale. De ce nu ar vrea inginerii români de la Pitești să pună în practică un astfel de motor cu apă dacă i-ar îmbogăți? Desigur, și ei sunt sceptici. În încheiere, aș vrea să mai adaug, așa cum probabil ați văzut unii dintre voi, că îmi veți găsi numele pe lista de alegeri europarlamentare a partidului Reper. Momentan, suntem prinși cu lista de semnături pentru înscrierea în alegeri. Cum știți, este extrem de dificil. Lasă în comentariu link la cei care vor să ne ajute. Nu vă faceți griji însă despre profilul acestui canal de YouTube. Nu se va schimba. Videourile de început de săptămână vor continua să fie dedicate științei. Dacă este să vorbesc despre politica științei, o voi face în videouri separate cu thumbnail clar, în așa fel încât să știți. Până la următorul video, vă rog să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, apăsând chiar acum acest buton de abonare. Cu ajutorul vostru, iată că am trecut de limita 200.000 de abonați. Le mulțumesc celor care ne susțin pe Patreon și aici devenim membri ai canalului. Eu sunt Cristian Presură și vă doresc numai de bine. La revedere!